Acum un an, la televizor s-a dat un miting aviatic de la Clinceni. Și acolo era un sarc unde intrai cu bilet și erau scaune, te așezai și vedeai avioanele pe cer. Deci plăteai ca să vezi avioanele pe cer. Intrai într-un sarc. Atâta imbecilitate. Incredibilă. Puteai să stai sus pe deal și era și mai ferit. Nu să vii acolo în buza aeroportului și să cumperi bilet ca să vezi cerul. A fost ceva care m-a enervat la culme, iar cei de la televiziune o clipă nu s-au gândit că vând o chestie absolut înfricoșătoare. Și după aia au apărut în mod firesc în democrația asta deja zvârcită, știrpă și extrem de țâfnoasă, au apărut țarcurile cu ziariști, țarcurile cu demonstranți. Nu ajunge că fiecare dintre noi are un țarc în el în care ține sufletul, ca să nu fie păgubit, să nu pățească ceva, măcar ăsta să rămână intact. Am simțit pericolul acestei cărți cu două tăișuri și o să găsiți și secvențe copioase de umor, dar o să le uitați repede acele povestiri, pentru că o să revin această absurditate în mai multe situații. Sunt acei urși care caută în tomberon, dar ei nu fug de frica oamenilor, fug că le e scârbă de oameni ce sunt și ce pot să arunce și ce pot să reprezinte prin acele resturi din spatele blocului, acolo unde este viața majorității, da? La bloc, unde vara mai ales, calci pe un aer dens de prăjeli, de mirosuri diferite, auzi liftul agonizând, nu știi dacă te duce acasă sau te trântește în puțul liftului. Câte și mai câte, cum stau pe geam toate aceste reprezentante ale știrilor la domiciliu, cu coatele pe geam și privind cu niște ochi securiști, vulturiști, tot ceea ce se întâmplă și comentând. Asta este viața noastră. Acela este țarcul unde unii își cumpără libertatea cu 5 lei, repet, ca să vadă cerul. Mă enervez din nou și nu-i bine. N-am voie.